Trei posturi de membru în Senatul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu au devenit vacante. Studenții fie și-au încheiat parcursul de studiu, fie au fost excluși din Senat la un număr de 3 absențe. Cei care își depun candidaturile vor fi aleși prin vot în data de 11 martie. Este vorba de alegeri parțiale, întrucât au fost câteva locuri disponibilizate, fie ca urmare a faptului că studenții și-au încheiat parcursul lor de studiu, fie pentru faptul că pentru 3 absențe nemotivate se pierde locul și în Consiliul Facultății și în Senat. Noi am aprobat o hotărâre a Senatului din 13 februarie 2015, calendarul pentru completarea acestor locuri prin alegeri parțiale și calendarul este următor. Pe 11 martie are loc primul tur de scrutin, însă până pe data de 5 martie se depun candidaturile. În condițiile în care nu vor participa la primul tur de scrutin, 50% plus 1 dintre studenți, se va organiza pe 18 martie al doilea tur de scrutin, iar pe 19 martie vor putea fi depuse eventualele contestații. Alegerile vor fi atât pentru Senatul Universității Constantin Brâncuș, cât și pentru Consiliile Facultăților.